Biblioteca Județeană Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva a demarat un proiect inedit cu scopul de a-i motiva pe deveni să citească. Astfel, în principalele puncte de recreere bine cunoscute locuitorilor din Deva, Parcul Cetății, Piața Ras și Parcul Bejan, au fost amplasate mini-biblioteci de unde cei care doresc pot împrumuta cărți cu condiția să le returneze. Biblioteca Județeană Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva este o instituție de cultură ce are în centrul activității sale cartea și lectura. În acest sens, în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Deva, am inițiat o amplă campanie de atragere spre lectura a populației din Deva. Ne-am propus să oferim spre lectură cărți din diverse domenii de activitate, cărți pe care le-am așezat într-o ambianță extrem de atractivă, în aer liber, în principalele puncte de recreere din Municipiul Deva, Piața Aras, Parcul Cetate și Parcul Bejan. Pe fiecare carte am aplicat o etichetă în care am explicat intenția noastră. Fiecare trecător poate lua o carte, o poate citi pe loc sau o poate lua acasă, după care este rugat să o aducă înapoi sau să pună alta în locul ei. Scopul nostru este acela de a aduce cărțile cât mai aproape de potențialii cititori, de cei care iubesc lectura și care poate nu-și permit cumpărarea unei cărți. Doresc acest proiect să ia amploare, doresc acest proiect să fie implementat la nivelul întregului județ în municipiile și orașele din județul Hunedoara, iar sustenabilitatea lui să fie asigurată de bibliotecile din orașele respective. Cred că e binevenită investiția, îl felicit pe domnul director și consilier local al municipiului Deva pentru această inițiativă și împreună cu domnul viceprimar Răzvan Mariș sperăm să găsim locurile cele mai potrivite ca și în Micro și în Dacia și în Gojdu să existe cât un punct. Atunci când omul își dorește cu adevărat să aibă ofertă imediată la fața locului, să nu mai întrebe de programul bibliotecii, dar să țină cont și de aceste instrucțiuni. Deveni au început deja să împrumute cărți de la mini-bibliotecile amplasate prin oraș și spun că este o inițiativă lăudabilă. Foarte bună, foarte utilă pentru toată lumea. Ar fi ideal să citească toți tinerii. Credeți că așa vor fi încurajați tinerii care vin aici în parc să citească? Bineînțeles. Dacă s-ar face mai multe puncte din acestea, ar fi ideal. Mai multe în să le și citim. Românii trebuie, mai ales copiii, trebuie să învețe să citească. Eu, din fericire, mi-am crescut nepoții și am două nepoate cu care mă bucur. Citesc foarte mult, sunt la liceul Decebal la germană, deci țineți cont că limba maternă e germană și le place să citească foarte mult. Micile biblioteci în aer liber sunt dotate cu diferite cărți, romane, cărți de poezie, cărți de călătorie, cărți de povești, jurnale și memorii, cărți de artă sau cărți de istorie.